Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Am văzut că vă place stați în picioare, hai mai ridicați-vă o dată și timp din Scripturi. Cartea a doua, Cronicilor, capitolul 34, citim versetele 29 la 33. 2 Cronici 34, începem cu versetul 29. Împăratul a strâns pe toți bătrânii de Iuda și din Ierusalim, apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Salimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și-a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dragii mei, așa cum ați observat, am citit despre un eveniment petrecut undeva puțin înainte de anul 600 înainte erei noastre, în vremea Evlaviosului rege Iosia. Știți Scripturile Vechiului Testament, istoria Israelului, așa cum a fost ea, cu bune și rele, ne este lăsată cu scop pedagogic în Scripturi. Și despre acest împărat aflăm din acest capitol, din primele versete, că a ajuns pe tron la 8 ani. Circumstanțele date de moartea tatălui său și succesiunea regală au generat aceasta. Și scrie despre el în versetul 3, în al 8-lea an al domniei lui, adică avea 15-16 ani, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David. Tatălui a fost un rege neevlavios, un om lumesc, am putea spune, în contextul nostru. Dar băiatul lui, rămas orfan, deși rege, a avut căutări sincere după Dumnezeu. Și potrivit celor relatate aici, citesc în continuare, în al 12 an a început să cureți Iuda și Ierusalimul de înălțim și idol. Deci căutările lui după Dumnezeu au durat 4 ani. Și din ce a înțeles, a început să facă ordine, mâna se îndepărta de idolatrie care a fost vinovăția cea mai gravă a evreilor, pentru că omul nu poate fi areligios. Când îl pierde pe Dumnezeu, așa cum spune Roman 1, apare idolatria, urmată de imoralitate și apoi toate celelalte rele. Scrie apoi de la versetul 8, în al 18 an al domniei lui. Deci, a început să caute pe Dumnezeu la 16 ani, la 20 de ani a avut o oarecare reformă în ceea ce a înțeles el, nu ne sunt date despre rezultatele căutării lui, dar sunt evident pozitive. Deci în 18 an al domniei lui, deci avea 26 de ani, s-a întâmplat un eveniment interesant. Dat fiind preocupările lui pentru casa Domnului, s-a făcut ordine, era acolo un haos la propriu și la figurat, și-a găsit o carte a legii Domnului. Se pare că o copie a cărții Deuteronom. Când au găsit-o, oamenii responsabili, cu frică de Dumnezeu, au venit și au raportat împăratul. Au citit-o în auzul lui și scrie în versetul 19, când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfârșiat hainele. Acum cei care știți ce scrie în cartea de Deuteronom, de fapt ce cartea de Deuteronom? Un studiu biblic ținut de Moise la sfârșitul vieții sale, în care el reiterează principiile sfinte în auzul poporului. Auzind aceasta,
socotind iminentă pedeapsa lui Dumnezeu, care venise cu aproximativ 100 de ani în urmă peste regatul de nord, acum ar fi fost rândul lor să fie pedepsiți, dar fiind starea de vinovăție a poporului, să nu uităm că tatăl lui a fost Amon, bunicul lui Manase, cel mai rău dintre împărați, el s-a temut de mânia lui Dumnezeu. Și a apelat la un alt mijloc prin care putea să consulte divinitatea. Mijloc care există și în vremea noastră și îl agărează și dumneavoastră. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Iuda și Israel. S-au dus, spune Scriptura, la o prorociță și, cum este normal pentru Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, i-a spus că n-ar putea altceva să spună un proroc decât să reconfirme ceea ce e scris. Să fie totalmente în acord cu Scriptura. Prin profetii s-a spus că Dumnezeu a văzut atitudinea lui din timpul citirii acelei cărți, că doar Dumnezeu știe cum ascultăm noi sau cum n-ascultăm Scripturile, cu ce respect, cu ce evlavie, cu ce responsabilitate și cu ce atitudine. Și spune și 27, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înainte lui Dumnezeu când ai auzit cuvinte rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor Lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Doar nu-i scris că Dumnezeu face proces verbal când noi ne adunăm? Cu siguranță. Și în procesul verbal notează, între altele, atitudinea noastră prin care primim cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune Iacov 1, să-l primim cu blândețe, că ne poate mântui sufletele. În acest context, de acum încredințat pe deplin de ceea ce este scris, de mesajul profetic, a inițiat o reformă adevărată în toată țara. Acum ce predic aici, îmi permit să predic și în altă biserică. Dar pe dumneavoastră recumva am la mână. Și că nu depindeți de dogmele vreunei organizații și ați fi liber să vă pocăiți. Amin. Doamnește! Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda, din Ierusalim, i-a adus la templu și primul lucru ce l-a făcut și care este baza a tot ceea ce trebuie să urmeze și să se finalizeze în Sfânta Împărăția Domnului. Citeți. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții. De aici pleacă totul. Scrie în versetul următor că se angajaseră să împlinească cuvintele scrise în cartea aceasta. Ce valoare are pentru dumneavoastră Scriptura? Când o citiți, când o auziți, conștientizăm noi că este un har, că Dumnezeu ni se adresează în modul cel mai personalizat? Amin. Ne dăm noi seama ce valoare are cunoașterea cuvintelor lui Dumnezeu? Spunea unul care s-a pocăit mai târziu, eu n-am auzit de Dumnezeu la noi în casă numai când înjura tata. Dar noi am auzit și la adunare, auzim și acasă. Și spune Scriptura, vă citesc din Epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 3, despre evrei, cei care l-au auzit pe Dumnezeu vorbind și care l-a lăsat Dumnezeu cartea. Versetul 2, oricum sunt mari evrei, de ce? Nu că știu să învârtă bani. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Rețineți! De aceea vă indic în modul cel mai solemn, când citim Scriptura, chiar dacă nu are tonalitatea și volumul cuvintelor ca pe Sinai, să știm că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu la cuvântul Lui a creat văzutele și nevăzutele. Și scrie în Psalmul 33, ce zice, se face, și ce poruncește, ia ființă. Rețineți exprimarea, nu că ce zice vom face, nu, se face, e ca ceva automat. Dumnezeu a zis să fie lumină,
fost lumină. A creat cerurile. Și cum spune Isaia 40, uitați-vă în jur, nu v-ați gândit la creație. Cât i-a trebuit lui Dumnezeu ca să așeze toate pe boltă, cum spune acolo Isaia 40, ca toate să se învârtă pe orbita lor, să nu se ciocnească și toate să fie perfecte. Îmi place un verset din Isaia 48 în ideea asta. Mâna mea întemeia pământul și dreapta mea a întins cerurile. Și acum frumusețea, cum le-am chemat s-au și înfățișat îndată. Deci n-au mai trebuit reașezate, poziționate, nu, dintr-o vorbă. S-au înscris toate pe orbită, atât de mare puterea și cuvântul Dumnezeului nostru. Slăvit să fie în veci. Vă spuneam că dumneavoastră așa credeți, așa vreți. Și hai să mă înduplec să cred și eu că vreți să împliniți tot ce-i scris, nu? Deci v-am spus, mai întâi totul pleacă de la a citi tot ce-i scris. Și între altele, spune Scriptura despre Iosia, vă citesc data asta textul paralel din a doua carte a Împăraților, capitolul 23, de la versetul 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeul vostru, atenție, cum este scris în această carte? Și împăratul se prăznuise. Dar după tradiție, după caz. Acum a zis, vreau să le prăznuim cum e scris. Paști ca acestea nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților Israel și împăraților Iuda. Abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-au prăznuit aceste Paște în cinstea Domnului. Deci nici David, nici Solomon, și nici Ezechia, și nici alții n-au respectat Paștele cum e scris. De ce Iosia a respectat? Pentru că a vrut să facă așa cum este scris. De ce? A găsit cartea. Vă dau un alt exemplu din Scripturi ce înseamnă să citești și să faci cum e scris. În cartea Neemia, la capitolul 8, ne aflăm în perioada post-exilică, undeva pe la jumătatea secolului 5 înaintea noastră, și acolo era un bărbat, preot de altfel, cărturar iscusit, descris în Ezra, în capitolul 7, versetul 10, așa, căci Ezra își pusese inima sa adâncească, Ezra 7, să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncele. El era, spune versetul 12, preot și cărturar iscusit în legea Domnului. Și acum mă duc la Neemia 8, unde scrie că, de la versetul 1, în mod deosebit, la 7 ani, la sărbătoarea cortului, se citea în auzul poporului ce e scris. Versetul 3, preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuit din bărbați, femei și din toți cei în stare să o înțeleagă. Ezra a citit din carte de dimineață până la amiază. Versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii și lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Și acum, versetul 14. Și-au găsit scris în lege că Domnul poruncise lui Moise că fiii lui Israel trebuia să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șapte. Atunci a trebuit să răspândească vestea aceasta în toate cetățile roșii la Ierusalim. Duceți-vă la munte, aduceți ramuri de măslin sălbatic, mirt, finic, copaș, tufoș, să facem corturi cum este scris. Atunci poporul s-a dus, a adus ramuri, a făcut corturi pe acoperișul caselor, în curțile lor, în curțile casei Domnului, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la partea lui Efraim. Toată adunarea circului se întorsese în robie, a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Și acum atenție. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost o foarte mare veselie. Au citit în cartea legii în fiecare zi, din cea din tâi până în cea din urmă. Observați ideea? Când Iosia și a lui au citit în carte și au vrut să facă, au respectat, n-au ținut cont că nu mai făcuseră așa de zeci de ani, de sute de ani. Se pare că Iosia n-a găsit ce e scris și despre sărbătoria corturilor de n-a împlinit.
Pentru că e scris acolo în textul din 2 împărați 23, versetul 25, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care se întoarcă la el, ca el, din toată inima. Întocmai după legea lui Moise. Probabil, spun eu, n-a găsit scris asta. N-avea toată Biblia ca noi. Dar ce a găsit scris a împlinit. Ezra mai târziu a aprofundat, se pare că lui datorăm compilarea cărților Vechiului Testament. El n-a ținut cont că Iosia n-a reformat asta, că David n-a împlinit. Așa e scris. Ați reținut de când nu se mai prăznuise sărbătoarea cortelor, corect? De la Iosua. Că Iosua a împlinit ceea ce eu vă predic în această seară. Scrie în cartea sa, capitolul 8, citesc versetul 35. Și îndemn în aceasta toți predicatorii să citească tot ce e scris. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise pe care Iosua să nu-l fi citit în fața întregii adunări, fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Tot a citit. Și nu numai că a citit. Scrie în 11 cu 15. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua. N-a lăsat nimic neîmplinit. Dacă dumneavoastră găsiți ceva scris în Biblie, sunteți gata să faceți? Ați observat că unii au reformat până la un loc și s-au oprit? Luther spunea că biserica reformată trebuie să fie într-o continuă reformare. Dar nu s-a mai reformat. Ei au lăsat botezul la copiii mici, spuneau ei, pentru pacea bisericii, dar așa au rămas. Ferice de cine citește, de cine înțelege și de cine împlinește. Amin? Amin. Îmi dați voie să vă spun un lucru la care aveți nevoie de reformă. M-a întrebat un frate, ce păream despre biserica dumneavoastră? Și am spus că și pe Dumnezeu nu-L poți înțelege numai că tu ești cu băgare de seamă. La dumneavoastră îmi trebuie ceva timp să mă uit cu băgare de seamă. Poate că ați reformat, dar în seara asta nu m-ați convins. Rugăciunea pe genunchi. Solomon când s-a rugat, scrie Biblia că și-a făcut o treaptă, citiți dimensiunile acolo în carte, la podiumul ăsta așa, s-a urcat acolo, înțeleptul rege s-a pus pe genunchi cu mâinile spre cer. Este cea mai oficială și corectă poziție. Reprezintă raportul nostru cu Dumnezeu și orientarea noastră, așteptările și slava care i-o dăm. Despre Ezechia, un alt reformator, ca să vă citesc așa doar succint pe aici pe acolo din cartea asta care mi-e tare dragă, spune în cartea a doua a cronicilor în capitolul 29 cu 29, când au isprăvit de adus arderea tot împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Dar asta nu e o problemă numai la dumneavoastră. E o boală a vremii noastre să ne rugăm în picioare sau dacă ne mai americanizăm, ne rugăm așa stând pe scaun. Dar la mâncare așa e că știm să găsim poziția cea mai corectă. Așa e că și la somn știm să găsim poziția cea mai corectă. Păi de ce nu dormim pe scaun? Că la odică tot dormim. Dar e mai frumos în pat, nu? Atunci vă rog, înțelegeți-mă, și la rugăciune cel mai corect este pe genunchi și în picioare. Posteroși cu fața la pământ, dar închinarea pe genunchi este cea mai corectă. Dar vă rog să nu practicați din seara asta ca să nu fiți superficial, să aprofundați subiectul. Scriem Psalmul 95, ascultați-mă ce vă citesc, de la versetul 6, veniți să ne închinăm. Slujbă de laudă și închinare fără a pleca pe genunchi, mi se pare că este... Ori titlul e bun, ori ce urmează nu-i corect. Veni să ne închinăm, să ne strim și să ne plecăm genunchiul. Mă, dacă e unul care are probleme reumatice, să stea și pe scaun, nu-i problemă. E bine că pot veni la adunare. De altfel spunea un frate că de la adunare n-are voie să lipsească numai cine în caz de incendiu nu se poate evacua singur. E chemare sfântă să venim la casa Domnului.
sunt și texte destule și în Noul Testament și Domnul Iisus cum s-a rugat și îmi place textul acela din Fapte 21 că s-au dus pe mar cu femeile, cu copiii, cu Pavel și s-au rugat. Mi-amintesc, am fost odată cu soția în Republica, Republica Moldova, în Ucraina, undeva în partea de jos, de sud, la Ozornie, și am întârziat noi la vamă, în drumul rău, și am ajuns pe când se termina slujba. Da, frații acolo, liberi, oh, bine că ați venit, de acum continuăm. Am mai ținut vreo două ore și nici după aceea nu se grăbeau. A fost foarte primitor, foarte calm, au primit, asta câteva zile la ei. Și am admirat, între altele, când am plecat, seara înainte a plecat, s-au strâns la gazdă unde eram mulți. Și dimineața toată familia s-a sculat. Băi, ora 5, stați liniștiți. Și au zis, pe Pavel l-au petrecut până la corabie, noi măcar până la mașină să vă conducem. Că e așa de frumos să ne găsească Dumnezeu pe toți într-o sfântă închinare. Și în picioare, repet, dar mai rugați-vă și pe genunchi, să ne plecăm genunchiul înaintea Făcătorului nostru. Doamne, ajută! Asta așa un exemplu întreagăt. Spune aici în a doua carte a Cronicilor, în capitolul 34, versetul 34 și 31, împăratul stea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul, să păzească poruncii lui, învățăturile și legile lui. Și frumusețea aia care ne amintește tot de Iosua și de cuvintele sale, din toată inima și din tot sufletul. Mai scrie în aceeași carte a doua Cronicilor de reforma din vremea lui Asa, dar ei nu găsiseră cartea, sărmanii. Spune în 15 cu versetul 12, au făcut legământ să caute pe Domnul din toată inima și din tot sufletul lor. Și după 14, au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigă de bucurie, cu sunet trâmpite și de buciume. Și tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră în toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Știți întâmplarea aceea că un profesor i-a spus unui student să stea jos, să mai comenteze. Că dacă nu-l dă afară de la cursuri și studentul stau jos, dar eu sunt tot în picioare. Degeaba v-aș fi spus eu că trebuie să stați pe genunchi și dumneavoastră așa din varii motive să vă plecați pe genunchi, dar de fapt să fiți tot în picioare. Zice Pavel, este o idee interesantă în a doua Corinteni, când era vorba de dărnicie, ceva interesant scrie aici în capitolul 8, în versetul 10, în această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți, că poți să faci fără să vrei. Așa se face și... Da, să și vrei și să faci din toată inima și nu ca pentru fratele Iosif, așa să respectăm că e moț ca păstorul nostru. Nu, nu, nu. Spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 17, și orice faceți, și când mâncăm, orice, fie că mâncați, fie că beți, spune un Corinteni 10, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. 23, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. O, frumoasă e viața asta, când nu faci doar așa că ești la biserică, nu-i cu nimic mai sfânt tavanul bisericii decât cerul liber, nu? Fie că ești acasă, fie că ești oriunde, să ai aceeași inimă pentru Dumnezeu. Credeți pe Iacov în Genesa 27 că sub imboldul mamei sale l-a fraierit pe tatăl său și îl întreabă Isaac, fiule, cum l-ai găsit? Știți ce-a răspuns? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Păi Dumnezeu ar fi trebuit să fie acolo, să-l binecuvânteze, nu? Să-l fie apucat de mor să spune, bă, băiete, când ți l-am scos înainte? Păi nu, Domnul, că doamna, mama. Păi stai puțin. Dar în capitolul următor, în 28, scrie că a visat o scară, Dumnezeu deasupra, și a făcut făgăduințe. N-a strigat la el, nu l-a mustrat. A zis, vreau să fim cu tine, să te binecuvintezi, eu sunt numai Dumnezeu bunicului tău, Dumnezeu tatălui tău și avea Dumnezeu un proiect să fie și Dumnezeu lui, da?
dimineața Iacov s-a trezit, nu mai se vedea Dumnezeu, nu mai se vedea ungerii care naveteau, nu se mai vedea nici scara, nici locul unde a fost așezată. Și spune Iacov 16, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Ce scrie în următor? I-a fost frică. Oh, bine zice înțeleptul în Proverbe 1:7, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Când i s-a citit lui Iosia, a fost conștient ce vă spuneam, că Dumnezeu vorbește. N-are rost să mergem cu jumătăți de măsură la Dumnezeu, așa cu... O, îl ducem pe Dumnezeu cu astea. Se spune că la o fetiță i-au cumpărat părinții un bob și erau două fetițe la iarnă să se dea și ele pe săniuși. Și cum sunt copiii nerăbdători, dacă vreau să mă dau cu bobul, zice, nu, trebuie să vină toamna, apoi să vină iarna. Și se punea în pat să se roage, spune Doamne Iisuse, fă la noapte să vină o zăpadă peste toate florile lui mamei, vină o zăpadă frumoasă, albă. Și când se culcă, zice la soră sa, am zis așa ca să mă dau mâine cu bobul. Apoi pe copilași îi admitem, dar pe noi oameni mari. Zice Pavel în Corinteni, zice, băi, judecați voi singuri ce spun, da. Analizați cu câtă raționalitate avem, cu câtă experiență ne-a dat Domnul. Merită Dumnezeu să slujim cu toată inima. Scrie în Matei 25 că va zice Domnul în ziua aceea, veniți la dreapta că știți acolo, nu a fost așa și așa. Ce vor zice cei ce au făcut? Doamne, noi nu ne-am imaginat că ești efectiv Tu. Și ceilalți știți ce vă spun? Dacă știam că ești Tu, schimbam foaia. Păi asta e problema. Să te raportezi în tot ce faci ca înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are în plan să ne ducă să trăim înaintea Lui pentru vecii vecilor și vrea să ne învățăm de acum cu o trăire solemnă, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Așa facem? Dumnezeu vă știe, la el sunt procesele verbale. Dar noi la biserică așa venim să ne cercetăm și chiar rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească așa la obiect, să ne lumineze cu lumina sa minunată, slăvit să fie numele Domnului. În cartea a doua a împăraților, îi scrie în capitolul 23, vă rog să reține, asta era la Ierusalim, la templul Domnului. Eu mai la tinerețe, din copilărie, citesc Biblia. Am mirat. Scrie aici, spun mai întâi din textul citit din Cronici, că e mai sintetic prezentat și apoi mă duc pe analitic dincolo. Zice în 2 Cronici 34, de unde v-am citit versetul ultim din cele citite, Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copilului Israel. Adică atunci când afli ce-i scris. Și când, nu vă spun ceva complicat, când te angajezi să respecti că a zis Dumnezeu. Sau punem la îndoială dacă ce a zis Dumnezeu e bine sau nu e bine? Fac încă o mică paranteză. Știi cum este a pune la îndoială ce e scris? Vă dau un caz. În 2 Împărați 17 îi spune Dumnezeu lui Ilie, se ducă la Sarepta, reține de Sidon, că a poruncit acolo unei văduve să-l hrănească. Știți episodul, da? Întâi o probă mai mică, tu și adumea apă, dar apă nu era la toate cișmelele, că nu mai ploase de ani de zile. Se duce. Și când vede că e gata să aplice asta, deși ea plecase cu altă treabă, trebuie să spună, am avut după lemne, promptă. Așa cum scrie despre Avram, acum fac și eu paranteză în paranteză. I-a spus Dumnezeu să taie împrejur, în ziua aceea tată împrejur. Și zice Ilie, du-te și adu-mi și o bucată de pâine și se oprește ea și îl pune pe Dumnezeu, viu-i Domnul, atâta mai este. Și Ilie îi spune, du-te, gătești întâi mie și apoi vă rămâne și vouă. Și scrie acolo, și multă vreme a avut să mănânce și ea și familia ei, și Ilie. Și acum vă întreb. Bine a fost că a ascultat de Ilie? Păi super bine, nu? Dacă n-a ascultat, cum zice, așa se întâmpla. Mai mânca o dată și murea. Cam așa în toate.
noi vorbim în baza limitelor noastre, a ceea ce avem, a ceea ce știm. Dumnezeu este atotputernic și desăvârșit. El vede mai bine ca noi. Numai că noi nu avem suficientă încredere în cuvintele Lui. Dumnezeu spune, du-te, fă așa. Păi nu pricep. Cum a zis Petru, scrie în Luca 5, aruncă-mi așa în partea dreaptă, Doamne. Nu mi se pare. Ce scrie acolo? Dar la cuvântul tău? Fă aruncă-mi rege. Îmi spunea un frate la satul mare, până s-a pocăit, lucra undeva la un abator și ca românul își făcea parte, că doar în parte. Nu s-a pocăit, sau trebuie să fie corect. Altfel, ce rost are să te păcălești? Că cine e drept, nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și din ce avea, cum făcea partea Domnului la biserică, dădea la sărac și într-o zi, pare mi se de joi, s-a dus la o familie de bătrâni undeva la țară să le ducă ceva. Am întârziat la o rugăciune, repede să ajungă la adunare, l-a prins poliția, viteză peste limita admisă, îl trage pe dreapta, se facă procesul verbal și satana, prezent! Este tot. Uite, vezi cum e cu Dumnezeu tău? Nu mai ai venit cât aveai înainte? Ai mai puțin? Din ce ai, te-ai dus să dai? Și acum Dumnezeu tău te îngăduie să ți se mai ia. Și spune, Doamne, vezi? Ai să nu mai pot să mă scap. Și nu a apucat să termine de gândit, vine o mașină și se izbește mașina poliției. Polițistul nu a apucat să scrie proces verbal, ci băi, ține acte, du-te că trebuie să mă ocup de asta. Și mergând spre adunare, spune, Doamne, dar de ce mă grăbii să judec? De ce nu așteptai, cum zice în psalm, n-au așteptat împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu, că tot Dumnezeu are dreptate. Tot, cum zice El, este mai bine. Dar nu ni se pare. Scrie în Eclesiastul 2 despre Solomon și îl voi aminti îndată sub un aspect. A zis, vreau să încerc puțină nebunie. Știți ce a costat nebunia lui? Să depășească limitele a ceea ce-i scris. Și zice el acolo, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, o să văd numai până unde să mă duc așa, să nu mă prăpădesc de tot. Și declară el mai apoi în Eclesiastul 10, că puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Căci trecând peste ce-i scris, oamenii au fost dați afară din rai și nu intră alții în rai. Și Solomon s-a înșelat. Dar în Biblie scria clar, referitor la bogății, referitor la neveste, ce nu știa el citi? Dar a fost mai deștept ca toți. Dar au zis, da, asta se poate trece peste asta. Și zice Pavel la Corinteni, să nu treceți peste ce este scris, a zis Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Mă întorc să vă arăt ce am citit aici, că dacă te apropii de Dumnezeu, faci cum e scris și ești gata să aplici, trebuie să dai răul afară. Nu? Cum scrie și în 1 Samuel 7, i-a spus profetul, vă întoarce la Domn, atunci scoate Dumnezeu străin afară. Și scrie aici în 2 Împărați 23, ce a fost mirarea mea, țin de la versetul 4, 2 Împărați 23, împăratul a poruncit să scoată din templul Domnului toate lucrurile care au fost făcute pentru Bal, pentru Astarte, pentru toată oștirea cerurilor. Versetul 5, a izgonit pe preoții idolilor. Versetul 6, mă îngrozește. A scos din casa Domnului idolul Astartei, l-a dus afară, l-a ars la pârâul Chedron, versetul 7, e mai înfiorător, a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului. Auzi, homosexual în templu, a desperiat. Doar să mai citesc toate. Și a fost în țară și doar mai citesc de la versetul 12. A dărâmat altarul de pe acoperișul odei de sus al lui Ahaz, care reformase casa Domnului. Versetul 13. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon și nu a avut nimic curaj să le demonteze. Zidit e Solomon, care a zidit și templul, dar la porunca Domnului a făcut alea. Nu, pentru Doamne le-a făcut. Urăciunea sidonienilor, urăciunea amoniților, urăciunea fiilor lui Amon a dărâmat, sfârmat stâlpii dulești și a dărâmat astartele și în locul lor l-a umplut cu oase omenești, a dărâmat și altarul lui Bal și înălțimea făcut Ieroboam fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătoiască. Păi, dar multe au avut de dărâmat și de îndepărtat. Mă lăsa să vă mai întreb într-un domeniu dacă ați făcut reformă. Acum, trebuie să mă suportați. E un
copilărie, în adolescență, a fost un mare microbist. Și cum Dumnezeu așa mi-a dat o memorie bună, era campionatul mondial de fotbal în Spania în 1982, 24 de echipe, era atunci, nu știu ce acum, și nici mai vreau să știu. Era așa o pasiune pentru mine să spun cei 11 jucători de la cel 24 de echipe în 2 minute. Așa, fulger. Eram pasionat de asta. Să joc fotbal, de două ori am fost în liceu de la jucat fotbal. În spital am fost. Jucam până la epuizare. Și în clasa 11 Dumnezeu m-a eliberat. A fost o luptă în mine. Poate nu vi se pare sportul, mă refer la sportul competitiv, nu e vorba de mișcare, de gimnastică, de exerciții în aer liber. Nu pare atât de vinovat. Știți prin ce este vinovat sportul? Captează inima, oferă pasiuni și inima noastră să fie dată Domnului. Nimeni nu poate iubi pe doi stăpâni. Un om pasionat de fotbal sau de un alt sport, acela devine idolul lui. De altfel, așa e când literatura respectivă, anumiți sportivi cu performanțe mai mari sunt numiți idoli. Da? Și cei care iubesc ce sunt? Închinători la idole. Da, frate, ce mare păcat este așa să jucăm un fotbal. Când eram copil, îmi plăcea mult joaca și îmi spunea tatăl meu, băi, te arici la joacă. Am fost mult de muncă, am crescut la munte, agricultură, animale multe. Și îi spuneam eu, dar cu sinceritate, cu mintea mea e copil. Eu o să arăt că și o să fiu mare, o să mă joc. Da, vorba lui Pavel în Corinteni 11, când m-am făcut om mare, a lepădat ce era copilăresc. Păi lăsăm pe copii să joace cu mingea, dar când sunteți mari, păi femeile lasă păpușii, lăsa și voi balonul. Ce îi spune de o mireasă așa cu păpușică lângă ea? Îi spune, băi, dar e depășită de... Da? Ascultați-mă bine ce vă spun. Și vă spun și din istoria creștinismului. Sportul îmbracă și alte forme păcătoase. Dacă ar fi să amintesc de imoralitate, la greci sportul era... care folosesc capa, le practicau nud. Erau alte sporturi crude, dure. Știți că grecii înființaseră o arenă sportivă aproape de templu și leviții nu mai mergeau la slujbe și mergeau la arenă? Nu poți să ai două pasiuni. Creștinismul a îndepărtat sporturile. Știți de unde datează jocurile olimpice? Undeva secolul 6-7 înaintea noastre erau ofrande aduse zeului Olimp. Abia secolul 19, secolul 20 le reînviază și iau amploare sporturile, jocurile olimpice, arte, competiții, care atrag pe oameni în mulțiri furibunde. Și lângă sport se pot adăuga filmele, fel și fel de jocuri pe internet, sau jocuri mecanice, electronice. Diavolul vrea să-ți găsească o anumită pasiune. Noi nu-i spunem închinare la idoli, îi spunem un hobby, o anumită plăcere. Dar astea, repet, captează inima și nu mai ești atras de cele sfinte. Ai alte pasiuni și diavolul le lasă pe acestea ca să atragă oamenii. Spune Scriptura în 1 Ioan, la capitolul 2, citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este el, că tot ce este în lume nu e de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta e tercită, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Să vă dau un exemplu. Undeva la niște tineri au zis că merg să joace un fotbal. Și unul zice, dar noi suntem pocăiți, putem să facem altceva, altă pasiune, da? E o lume și, în mod special, tinerii atât de avidă de plăceri, de pasiuni, ca și cei de afară. Și nu că noi jucăm un fotbal pocăiesc. Băi, și eu fotbal nu-s bun nici de portar, nici de atacant, eu arbitrez. Măcar știu ce-i pocăiesc, să vedem dacă e pocăiesc. Și începe meciul. Și zic, băi, petușă, orice strigare se piară de mijlocul vostru.
Ați vorbit de... Păi certurile partide. Deci în 15 minute am rămas eu și un portar mai tăcut. Păi cum că vorba că e fotbal pocăiesc? Să fim sinceri, când îl analizezi în profunzime, are țesut în el faptea firii pământești de care fratele slavă Domnului spunea că a scăpat. Și celălalt aspect pe care vi-l aminteam și îl reamintesc a treia oară, este o închinare la idoli, atrage, ai pasiune, ai plăcere. Și Dumnezeu vrea să ne găsim plăcere în legea Lui și să fim atrași și să dorim sfântă împărăția Lui. Amin? Acum, care nu-i microbist și nu-i atras de asta, poate să spun amin, dar care i-a atras, ăla chiar că l-a durut la inimă cu ce i-am spus. Cum mi s-a întâmplat undeva în Austria, un tânăr m-a întrebat de asta și la urmă zice, frate, mai bine nu te întrebam, acum o să am mustrări de conștiință când o să mai mă duc să vreau să practic sport. Dar este altceva mai frumos, nu într-o iarnă stăruință la biserică. Așa ținem în mod obișnuit de pe la 6 până la 9, între 9 și 10, dar au fost niște seri mai deosebite, pe la ora 11 nu puteam potoli pe tineri. Toți cu mâinile pe sus, lăudându-L pe Domnul. Și am întrebat la urmă pe niște băieți care știu că mai închiriau câte o sală să joace fotbal. Măi, în seara asta v-ați fi dus? Nu, frate, că e mai frumos aici. Dea Dumnezeu atracții sfinte, că n-aș vrea doar să vă opresc așa de la ce vă place și să nu vă dau ceva mai bun. Ce am rezolvat, nu? V-ar fi gândul tot acolo. E nevoie ca Dumnezeu să creeze în noi o rezonanță duhovnicească și să fim atrași de cele duhovnicești, să găsești plăcere în rugăciune, în cercetarea lucrurilor sfinte. Cineva a avut, nu știu, un vis real sau o imaginație, dar merită amintit, și că unul a ajuns într-un loc unde toți se închinau, proclamau pe Dumnezeu ca cei din cer, care într-una spun, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, vrednic ești Doamne, Tu le-ai creat, Tu le întreții, altă cântare, Apocalipsa 5 cu mântuirea. Zice, nu, pare puțin plictisitor. Mergi în altă parte, dezbăteau ceva gen al studiu biblic spre Dumnezeu, lucrările sale, cum spunem Psalmul 110, 111. Nu a stat mult nici acolo. În altă parte, se rugau sau nu știu ce făceau. Nu. Și-a zis, altceva noi? Și-a zis, e de tot asemănător. Și nu-mi place aici. Și bun, dacă nu-ți place, poți să pleci. Dar uite și tu un efort și scria Raiul lui Dumnezeu. Adică să ne placă acele activități care le vom putea continua în eternitate. Sau credeți că Rai ne face Dumnezeu o arenă sportivă? Dar dacă asta a fost viața ta și asta ți-a plăcut. Predicam cândva despre filme, o altă mare patimă și robie, de când cu, știți când am trecut de la modernism la postmodernism, de la Evul Mediu la modernism, a trecut tot cu apariția tiparului, secolul 15. În secolul 20, de la modernism la postmodernism, s-a trecut toată cu apariția imaginii. Și acum filmele sunt ceva, nu doar la cinema, fiecare cu cinematograful în buzunar, nu? Și îmi spunea un frate, dumneata poți vorbi, dar pentru mine filmele au fost viața mea. Eu am văzut un film în armată, când eu țin cu Deasila, dar nu știu cu ce era, că nu m-a interesat. Nu suport filmele, pentru că eu sunt om, așa, plac științele abstracte. Și vorba unei surori mi-a plăcut, a dat o definiție a actoriei. Zice, ăștia nu-i drept ce spun, numai să fac. Păi zic, o definiție populară, dar dreaptă. Zic, nu e adevărat ce spun. E doar așa, imaginația regizorului și altora. Și îmi spune un frate, zice, în adolescență asta a fost patima mea, eram numai la cinematograf. Om din lume, l-a cercetat Dumnezeu pe la 16 ani, s-a pocăit, părinții s-au șocat, au dus preotul să facă slujba, au dat o masă, au chemat rudenile. Și erau foarte apropiați cu preotul, că preotul avea animale și mai îngrijau acolo. Și el îndrăzneț, proaspăt, cercetat de Domnul, convertit, îi spune, părinte, acum nu-s bine? Dar ce am fost bine când era mai scos așa de picioare dintre porci, că era să mănânce porci urechile, că am fost beat la 15 ani? Păi, nu scrie așa? Și preotul și-a dat seama că nu poate ține a piept, că el și-a zis, băi, treaba voastră, și-a luat a lui ce-a primit și s-a dus.
Ăsta când a văzut că a avut succes, a predicat, s-au pocăit 10 dintre rudenii în zilele ce au urmat. Zice, frate, pocăit, m-am căsătorit, a trecut câțiva ani, pe la 30 ceva de ani, vine diavolul și spune, oare ce te rulează la cinema de când tu nu te-ai mai dus? Zice, ia să mă duc să văd. Doar așa, ce actori mai sunt, ce filme, ce seriale. Dar diavolul întâi l-a dus numai până la afiș, dar vrea să-l ducă până în sală, nu? Dar nu-i spune de la început că unde vrea să-l ducă. Sunt numai puțin așa să văd, dar mă dau seama că a stat până s-a terminat episodul. Întârzi acasă și întreabă soția, unde ai fost? Păi, m-au ținut șefii peste program. Avea acum șeful ăsta care l-a ținut peste program. Și l-a mai ținut în câteva zile șeful ăsta, rău, care robește oamenii peste program și spune, frate, în timp m-a dus diavolul numai la asta și m-a rupt de lecturi sfinte, de rugăciuni și de pasiuni când stătea mintea la filme. Și după ce m-a golit, m-a slăbit, a venit cu alte păcate în viața mea, sunt pe punctul să divorțez. Diavolul este un hoț și un tâlhar care vine și promite, dar în fond vrea să te distrugă. Domnul a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Mărit să fie Domnul. Eu mulțumesc Domnului că și în viața mea știu că la dumneavoastră vă place să depuneți mărturii. M-am născut în familie de pocăiți. Să zic că am fost băiat cu minte, mi-a plăcut școala. Păcate mari, să zic, nu m-au prins, n-am băut, n-am fumat niciodată, nu m-am atins eu vreo fată. Dar aveam, cum vă spuneam, pasiunea asta, alte slăbiciuni așa de vorbire. Eram botezat. Și într-o discuție așa cu tinerii din adunare, cea care urma să-mi devină soție, s-a deschis subiectul cu nașterea copiilor. Zice, eu când o să mă căsătoresc, o să nasc câți copii îmi dă Domnul. Și în mintea mea am zis, mă, prostuță-i fata asta. Dar pe când să mă căsătoresc, am trecut printr-un proces de reformă spirituală. M-am apropiat de Dumnezeu, m-am dedicat slujirii, cum v-am spus, terminasem cu sporturile, filmele nu mi-au plăcut. Și ziua anunții, păstorul, că doar am înregistrat, a zis, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă-i să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Măi, parcă mi-o schimba programul. Și ne-a dorit Dumnezeu din prima căsătorie, știți că soția mea a plecat la Domnul acum aproape 3 ani, 8 copii. Prima a fost fată și băieți până în capăt. Nu s-a născut nici unul fără ca Dumnezeu, într-un fel sau altul, să ne încredințeze că trebuie să mai se nască un copil în casa noastră. Ea a rămas credincioasă la ce a zis când a fost fată. Eu, deși mă transformase Domnul, după al patrulea copil, așa, am avut o eclipsă oarecare. Așa se face că eu, când m-am căsătorit, aveam 12 ani de școală și am mai făcut 12 ani după aceea. Așa că de jumătate m-au ținut în școală părinții, de jumătate nevasta. Și a zis, măi, cum ar fi să am o perioadă de abstinență, să o cruț. N-aveam casă, locuiam pe chirie, asta e altă față. Că abia apoi am înțeles eu pe deplin că Dumnezeu, când a creat omul, să mă duc la Scripturi, mi s-a părut interesant, vă citesc din Geneza 1. Când a creat Dumnezeu în ziua a cincea piețuitoarele mării și păsările văzduhului, a zis așa, versetul 22. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ce s-a întâmplat când a zis Dumnezeu vorba asta? Păsările și peștii, mă refer la păsări că le știm mai îndeaproape, le-a dotat Dumnezeu cu sistem reproductiv, cu capacitatea de a se împerechea, de a procrea, de a face cuiburi, de a îngriji de pui, așa-i? Duce cineva păsările la școală? Măi, ce se pricep! Am citit despre niște păsări din Africa, locuiesc nu la casă, la bloc. Să fac niște cuiburi în comun, cu aerisire, cu ventilație, cu un aer așa optim, deși afară este mai cald. Deșteptăciune! Când a creat Dumnezeu pe om în ziua următoare,
vă rog rețineți, i-a binecuvântat exact ca și pe păsărele. Versetul 28. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ce s-a întâmplat atunci? Ca și în cazul acelor vietăți, Dumnezeu a pus capacitatea reproductivă în noi și lăsați-mă să vă spun ce cred, că Dumnezeu ne-a creat perfect. Credeți altfel? Adică eu cred că Dumnezeu ne-a creat să funcționăm 100% natural în familie, fără șmecherii. Întreg acest proces natural, spuneau copiii despre soția mea, când au zis ce crede, spuneau unii, asta e sănătoasă, până la 20 nu se oprește. Cât despre el, nu știe, face decât școală și misiune, deși aveam și serviciu. Dumnezeu așa a făcut să se oprească la 8. I-a dat un vis într-o noapte și interesant l-a uitat ca Nebucadnețar. Și spune, ascultă femeie, 8 copii vei naște și copiii tăi vor să crească mari înainte a fi venirea Domnului pe pământ. A uitat visul. Știți când și l-a amintit? Când după al 8-lea altul n-a mai venit. Dar revin la slăbiciunea mea după al 4-lea copil. Am vrut să nu mai las lucrurile naturale, deși într-un fel tot natural am vrut să practic o abstinență. Nu înțelegeam atunci pe deplin, hai că mi s-a deschis Scriptura la 1 Samuel, că Dumnezeu este implicat efectiv în nașterea oricărui copil, dacă are cu cine să colaboreze. Știți că Dumnezeu a făcut fertilă pe Ana și a născut pe Samuel, dar scrie în 2:21, când a cercetat Domnul pe Ana, am urmărit și în alte traduceri la fel scrie, aceeași idee, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice, deci în final au avut 6. După părerea unora, trebuia să o cerceteze numai Elcana, așa e? Dar cum scrie aici că o cercetat-o, Domnul? Pe păi ca la noi acasă s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a încuvințat, ne-a încredințat la fiecare copil. Că așa e cuvenirea copilului în lume. Este vamă la Dumnezeu. Dacă îi dă drumul sau nu dă drumul, o zice Iacov, sunt eu în locul Dumnezeu? El le-a oprit la vamă. Al doilea punct de vamă e la bărbat. Și al treilea punct de la vamă e la nevastă. Păi ea e greu mai mare, dar le-a răsplătit tata din cer. Numai dacă Dumnezeu îi dă drumul de la vamă să-l opresc eu, eu am vrut. Nevasta nu știu de mine. Și am visat într-o noapte, când Dumnezeu vorbește într-un fel, când într-altul, că am în cabina unei mașini mari, un uriaș la volan, eu în dreapta, soția mea în dreapta mea, ajungem într-o intersecție în formă de teu și vedea la stânga scria pe indicator spre groapa de gunoi. Și când vă duceți? Am în benă un copil și trebuie să-l rabatez. Îl arunc la groapa de gunoi. Eu numai cu așa ceva mă ocup. Asta e miseria mea. Dar de fiecare dată am în cabină un tată și o mamă. A zis, dacă nu oprești mașina, eu sar din vis, sar din somn, sar din mașină. Am și sărit din somn. Nevastă mi-a spus, ce cu tine? Păi ce am visat? N-a să spun ce am visat eu. Așa bun a fost Dumnezeu cu noi. Și m-am visat că mergeam amândoi pe drum cu un autoturism, tu la volan, eu în dreapta, și din neatenție e călcat un copil. Și în față venea poliția. Și eu zic, ce ai făcut? Și tu te-ai oprit speriat, dar copilul nu a murit, o ieșit de și mașină și a fugit, bă, nu-i mort. Și așa s-a născut următorul, până s-a încheiat seria aceea. Astea sunt experiențe particulare, nu sunt la toți la fel. Scumpa mea soție de aici, Lidia, a născut 13. Îmi povestea, cu îngăduința ei spun asta, născuse 7. Au trecut prin greu, prin sărăcie, prin boală. Și s-a gândit numai, Doamne, am să mă rog să nu mai îndai copiii. Și visează într-o noapte că vine un sol la Domnului, ea îi pune așa o lanternă puternică, un far, și hai cu mine să-ți arăt ceva. Și o duce într-o parte, în alta, arată gunoaie, tomberoane, coșul, case, așa. Un copil aruncat aici, unul aruncat acolo, și vezi ce fac femeile în zilele acestea. Dintre copiii aceștia abandonați, n-ai vrea să salvezi tu câțiva. Și așa impact a avut visul asupra ei încât a zis, niciodată n-am mai îndrăznit să spun, Doamne, să nu mai îndau alt copil când a văzut ce fac alte femei. Nu știu care vă este viața,
cât sunteți de curați sau de curate, dacă faceți mecherii sau nu, vândem ca înaintea lui Dumnezeu, dacă tot vorbim de reformă. Rugați-vă sincer, fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare familie, Doamne, Tu este stăpân peste ființa mea, 1 Corinteni 6, 18 și 19. Trupul nostru este al lui Dumnezeu, este răscumpărat, El este stăpân peste ființa noastră. Facă-se voia Ta în privința nașterii de copii în viața noastră. Părinții mei, eu nu spun confesiuni, tatăl meu și mama mea trăiesc, tata e presbiter, au avut două surori, sunt cu 10 ani mai mari ca mine și după vise repetate au acceptat să mă nască pe mine. După ce m-au născut pe mine, mama, care rețineți, are vedenii de la Domnul. Tata e slujitor. În mod repetat visa o fată. Și ultima dată când, fizic vorbind, biologic, a putut să mai aibă copii, fetița aia a spus, mamă, de ce m-ai ținut închisă? În 2000 a murit un copil la sorei mele și tatăl meu a spus de la amvon ce v-am spus eu acum, plângând, presbiter. Zice, după Iosif, și pe care n-am vrut să-l facem decât așa, mai de silă, zice, cât de vinovat mă făceam de slujba lui și de copiii lui, mai trebuia să avem o fată. Și-a fost tata plângând de la amvon, nu știu ce va face Dumnezeu cu mine în ziua judecății. Eu cred că Domnul i-a iertat, că s-au căit de asta. Ascultați-mă bine, mă simt înaintea Domnului, nu doar înaintea dumneavoastră. Dacă vă simțiți vinovați la capitolul acesta, cereți iertare Domnului. Eu am primit mii și mii de mărturisiri, nu doar așa ca păstor, sunt implicat în regim de consiliere online și în multe forme. Nimic nu apasă în mod special o mamă, mai mult ca faptul că n-a vrut să fie mamă. Dar avem un Dumnezeu bun care poate să se îndure de noi, care poate să ne ierte, să dobândim pace în conștiință, să avem liber acces la Dumnezeu. M-a sunat o soră din străinătate, nu știu cine, și spune, frate, m-au îndemnat doi frați să recurg la o anumită formă medicală de a asista nașterea de copii, dar de atunci nu mai pot dormi. Ce să fac? Zic, în primul rând, tu-ți spune la bărbații aceia doi să nu mai ia somnul de la alte surori. Să le lase să doarmă, măcar când le lasă copilașii. Iar dumneata, ia-te cu soțul, du-te la un slujitor curat, mărturisiți-vă, vedeți ce mai aveți de făcut și Domnul care este bun, cum a zis Ezechia, să ierte. Atenție că la capitolul acesta nu doar că ne putem face noi vinovați, dar putem să învățăm pe alții așa. Spunea fratele Cornel Bărsan, era un profesor a universității din Londra, la Suceava, la un studiu. Și într-o pauză, între altele a fost temă familială, închei, iertați-mă. Pe tema copiilor, avea fratele Cornel cu sora Ticuța nouă copii, se ducea și vorbea în engleză, spune, frate, spune-mi, te rog, ce metodă să aplic ca să nu mai aibă soția alt copil? Dar ascultă-mă, eu când m-am rugat pentru copii și când fac ungerea și mă rog pentru alții pe mine, Dumnezeu mă ascultă. Eu când mă rog am conștiința liberă și eu sunt conștient într-o zi că voi răspunde în fața Domnului ceea ce am trăit în familia mea și am învățat să-mi spui ceva, că atunci când mă rog să nu mă împiedice și atunci când mă gândim în fața lui Dumnezeu să nu trebuie să-mi plec fața. Spune-mi ce metodă să aplic. Parcă acum conștientizat ca niciodată, zice profesorul, dacă așa pui problema, rămâi în ceea ce ai crezut și ai practicat. Mă opresc aici, timpul s-a dus, cer iertare, nu pentru ce am spus, pentru că mi-a luat prea mult timp. Așa spunea cineva, unul s-a scuzat că o predica mai lor și așa e câte un meseriaș mai slab. Îi trebuie o zi întreagă ce face altul o jumătate de zi. Am amintit câteva aspecte, așa, care mi-au venit. Eu predic liber. Dar dumneavoastră care iubiți pe Domnul, care iubiți reforma,
tot ce citiți în Biblie, tot ceea ce Domnul vă vorbește într-o formă sau alta, puneți în practică. Să se noteze nu în Biblie, că s-a încheiat de scris, în cărțile lui Dumnezeu viața noastră și faptele noastre. Să ne cinstească Dumnezeu în ziua aceea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe copiii voștri, nepoți, dacă vă dă Dumnezeu zile, să vă binecuvinteze și în biserică și acasă. Asta am învățat de la o soră bătrână, spun în încheiere, avea aproape 100 de ani, mergeam la ea să o vizităm, te dai mâna, pacea Domnului, și nu te lăsa bătrânica de mână, numai așa, pace, scurt, nu, și Domnul să te pizezi pe tine, pe nevasta ta, copiii tăi, mașina. Păi când am prins care vine tare așa lungă, îi ziceam, zi, nu mă lăsa de mână, spune. Așa să ne binecuvântăm unii pe alții, așa să ne rugăm unii pentru alții și să trăim frumos. Să trăim dumnezeiești, să trăim sfinți, curați, orice vici, orice patimă ce vă stăpânește, veniți înaintea Domnului cu ea. Lăsați conștiința să lucreze, lăsați Duhul Sfânt să vorbească, lăsați Scripturile să vă cerceteze, ca să ne înfățișeze Domnul înaintea Lui fără pată și fără zbârcitură, să putem intra cu inima bucuroasă pe porți în cetate la Dumnezeu, că nu-i mult și Dumnezeu nostru vine. Ce frumos va fi într-o noapte, așa am fost frământat și mai mult m-am rugat decât am dormit, și dimineața așa m-am trezit cu un vers. Eu nu sunt poet, dar i-am spus unui poet, unui compozitor, și a spus, este un vers perfect: când în haine de ninsoare vom zbura spre zări albastre, vom uita ce a fost cândva în căsuța vremii noastre. I-am spus versul acesta soției și Domnul i-a dăruit în continuare și strofele și o cântare întreagă, că și cea care a cântat în seara asta, tot Domnul i-a dăruit cu text și cu melodie, cu tot. Mă întorceam de la adunare într-o zi și o văd așa plânsă și spus, dragă, s-a întâmplat ceva? Zice, nu, așa mi-a cercetat Domnul și mi-a mai dat o cântare. Dar într-o zi vom cânta o cântare nouă, pe un pământ nou. Să ne ajute Dumnezeu să ne prezentăm cu toți. Iertați-mă că mă adaug ceva. Împlinisem 25 de ani de căsătorie. A fost plecat la logodnă unui băiat. Și copiii au spus, băieții, tata, când a fost mici, am mai măzgălit pereții, vreau să zugrăvim când nu sunteți acasă. Când ne-am întors toată casa așa ca farmacia, zugrăvită în alb, și pe perete un tablou cu noi, cu copiii care i-a căsătorit atunci, deasupra versetul din Maleahi, ei vor fi ai mei în ziua aceea, și dedesubt versetul din Zaharia 9, căci ei sunt pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe nevastă mea de lângă tablou și spune, dragă, știam născut noi? Și dar ce va fi când ei vor fi pietrele cununii noastre împărătești în slava sa? Și pentru că ea a mers înainte, știți, în călătoria creștinului, s-a dus întâi creștinul și a rămas creștina cu copiii. La noi acasă a fost, a ajuns creștina și a rămas creștinul cu copiii. Nu-mi doresc altceva decât cu cei ce avem acum, împreună cu Lidia avem 20. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo. Dumnezeu să vă dea har și o îndurare deplină la toți. Amin.